găsit! Fiți atenți aici! Măi, oameni buni, spectacolul ăsta se dă la televizor. Dacă vedeți ce fețe aveți aici în față, vreau să văd veselie, da? Vă pun o întrebare. Băi, corpul de balet în lateral. Hai, ridicați-i. Mascați-i, ridicați-i. Vreau să vă pun o întrebare și îmi răspundeți numai prin palmele dumneavoastră, da? Atenție! Vă simțiți bine până în această secundă? Da! Nu aud! Foarte bine! Vreau să vă spun că dumneavoastră acum la televizor mă vedeți distorsionat. Adică eu am 1,90 m, 45 de kilograme, țețe mari, fundul mic, picioarele lungi. Dacă nu e așa, mă aplaudați. Mâna sus și ne de la țară. Așa vă vreau. Eu sunt fată de la țară, nu mă culc cu burta goală. Mănânc de fiecare dată ca și cum ar fi ultima masă. Mi-a zis bărbatul meu, Jenico, te-ai îngrășat. Dacă aveai 4 țâțe, nu ne mai cumpăram vacă. E bine la țară. Când eram mică, mi-a zis mama, după ce că era noroiul până aici, mi-a zis mama, fă, tu nu scapi din noroiul ăsta decât dacă spui poalele în cap. Și le-am pus cu primarul în grădină, cu morarul pe făină, cu notarul pe hârtii și cu popa pe câmpii. Doamne, iartă-mă, te rog, din tot sufletul. Și acum, atenție, în câteva secunde vin acolo jos. Maestre, sunt vie, dar nu fac struguri, sunt plantă, dar nu fac muguri și... Mulțumesc frumos! Să rămână, să rămână! Mă scuzați că am stat pe dumneavoastră ca micul pe pâine. Mă scuzați, anul ăsta se poartă bărbații mai în vârstă. Am o prietenă, s-a măritat cu unul, ea 40, el 90. Și am spus, Vaco, tu știi că ăsta la 90 de ani te înșală? Zice, știu. Știu că mă înșală. Știu cu cine mă înșală. Știu unde mă înșală, nu știu cu ce mă înșală. Vreau să vă spun că mi-a zis băiatul meu, mamă, ce aia o amantă? O amantă? O scârbă, mamă! O nenorocită, mamă! O slăbătura dracu, mamă! Care umblă la bugetul familiei și amantul? Amantul e un nene simpatic, mamă, care îl ajută de foarte multe ori pe taică-tă. Acum bărbații mai fac cadouri femeilor flori, dar vreau să vă fac o dedicație pentru dumneavoastră. Se numește... Am întinerit? Mulțumesc frumos! Credeam că vreți să mă întrebați ce fac. Nu pot să vă spun că mi-e rușine. Adică merg mult pe jos. Un trandafir la fereastra mea. Maestre, muzica! Din tot sufletul meu! Și Nica mă iubește! Trandafir crește la fereastra mea. Mi l-ai pus tu cu mânuța ta. Dar te-ai îmbătat și-ai căzut peste el. Noroc că nu s-a rupt și-a rămas la fel. Dar te-ai îmbătat și-ai căzut peste el. Noroc că nu s-a rupt și-a rămas la fel. Și... Măi, lăsați! Voie bună! Râdeți cât puteți! Că și așa viața e grea! Am visat că eram în pat amândoi.
să-ți iei, să te înveți cu toți prietenii tăi, ca să-l duci la amanet și bani să-ți iei, să te înveți cu toți prietenii tăi. Mă iubesc din tot sufletul meu! Atenție! Păsărele ciripesc în pom, eu am ajuns să fiu din om neom. Te-am iubit și m-am împrumutat la toate băncile ca să-ți fac pe plan. Și m-am împrumutat la toate băncile ca să-ți fac pe plan. Mișcă sunt în Brazilia, Rio de Janeiro, Măgurele, Prahova. Mâine sus toți! O scrisoare scriu acum la avocat și își cer divorțul imediat. Trandafirul lasă-l la fereastra mea, iar tu du-te la mămica ta. Trandafirul lasă-l la fereastra mea, iar tu du-te la mămica ta. Mulțumesc! Vă mulțumesc frumos! Vă mulțumesc din suflet! Vă mulțumesc frumos!